Dilema veche la timpul prezent. Dosarul de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche propune rediscutarea mitului și a baladei Miorița. Bine v-am găsit, noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este jurnalista Adina Popescu. Bună seara, bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ceva mai încolo o să stăm de vorbă prin telefon și cu Ioana Bot, profesor de literatură română la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De ce Miorița? De unde preocuparea pentru miturile fondatoare ale culturii române, Adina Popescu? Mituri fundamentale ale literaturii populare, le-a spus George Călinescu. Tocmai de aici am plecat, asta a fost ideea și sper să mai facem încă 3 dosare cu meșterul Manole Zburătorul și Traian și Dochia. Ideea este, până la urmă, cu toți am amintit din școală, sunt texte care s-au studiat și care au fost texte de pentru examene, pentru BAC, cât de actuale mai sunt ele? Sau ceea ce se desprinde din aceste texte, cât de mult reprezintă până la urmă poporul român, pentru că vorbim despre ideea de mit. Bine, ideea de mit presupune multe alte lucruri. Nu știu dacă Miorița ar fi neapărat un mit din punctul de vedere a filologilor care au scris în dosar. Dar ne referim la o grămadă de clișee, până la urmă. Plaiul mioritic, un picior de plai, fatalismul mioritic. În ce măsură ne reprezintă pe noi ca popor acest fatalism, acest, de-o fi să mor, ce se întâmplă mai departe de asta. Și din cauza asta am zis că ar putea să fie un număr ludic, un număr jucăuș până la urmă, în care să întrebăm atât pe copii, pe cei care și pe studenții la literatură sunt și părerile lor în dosar, dar și pe adulți care lucrează în diverse domenii, antropologi, istorici, ce cred despre povestea asta cu Miorița și cu oaia. Un dosar ludic și foarte serios în același timp. Una dintre întrebările formulate de tine în argument este dacă fatalismul mioritic este o trăsătură de bază a poporului român. Ce reiese din dosar? Din dosar iese că n-ar fi. Tocmai Aurora Liceanu a răspuns la această întrebare, dar și Florin Iaru, care a spus că părerea lui este clară că Miorița e din altă parte, că a fost așa un fel de clișeu perpetuat de-a lungul timpului legat de fatalism, iar Aurora Liceanu identifică mai mult alte trăsături, cum ar fi invidia cu ciobanul care este mai otoman, care are oi mai multe, mândre și cornute, și cu conflictul, de fapt, decât ceea ce urmează în a doua parte. Bine, a doua parte, din ceea ce spune și Silvia Chițimia, care este cercetător și o să aibă o carte care, despre Miorița în curând, o să-i apară o carte. Ideea este până la urmă că Miorița nici n-a existat sub forma asta pastorală. La început, în Transilvania, era un colind care se cânta partea asta cu alegoria moarte-nuntă, cu mireasa și cu, se cânta în preajma sărbătorilor de iarnă. Partea asta de conflict s-a adăugat mai târziu. Dar poate fi interpretat acest mit și într-o cheie pozitivă pentru ziua de azi, Adina Popescu? Eu zic că nu. Mie îmi place foarte mult balada. Am recitit-o acum și am citit și alte variante mai vechi, pentru că eu sunt cumva pasionată de mitologie românească și tot caut și sap după tot felul de cântece vechi. Nu mi se pare că e o cheie pozitivă. Mie mi se pare că de fapt, partea epică nici nu contează foarte mult, este această parte metaforică, poetică, în care de la jumatea baladei încolo, ce s-a întâmplat, se ia în calcul posibilitatea crimei și a morții, ce s-a întâmplat de fapt după aceea și modul în care, în fine, acum ceea ce învață și copiii la școală, omul care moare se identifică cu natura, cu mediul lui și ce se întâmplă mai departe cu sufletul, și interpretarea filozofică mi se pare mai importantă și aici nu se poate pune problema de pozitiv sau negativ. Există mituri asemănătoare la popoarele din jur? Ei bine, asta l-am întrebat pe Florin Bican, care este traducător și este filolog în același timp, iar el a ales pentru dosar, în loc să-mi răspundă direct la această întrebare, o să citiți dacă vreți, a ales să facă o Mioriță postmodernă. El însuși a conceput o mică baladă în care a povestit cam ce se întâmplă cu Miorița azi. Deci Miorița postmodernă e o altă, abordare a temei Miorița. De fapt, a fost și Alex Tocilescu, care e publicitar, a avut același tip de abordare. Din ceea ce știu eu, se pare că nu. Bine, acum sunt discuții care sunt mai mult sau mai puțin comentate, căci că nu ne aparține nouă, că există un istoric și un antropolog bulgar care a fi spus la un moment dat că nici n-am fi existat noi ca populație la nord de Dunăre, că de fapt bulgarii ne-au colonizat și că Miorița le aparține în totalitate păstorilor bulgari, precum și câinele ciobănesc mioritic este de fapt câine ciobănesc bulgăresc.
E o competiție aici asupra întâietății în ceea ce privește mitul. Bine, asta e o poveste veche, oricum, și interpretabilă din toate punctele de vedere și nu vrem să intrăm pe teoria conspirației și pe teoriile astea alternative despre spațiu de aici. Nici asta n-a fost ideea să... Dosarul cuprinde și articolele unor profesori de literatură care vorbesc și despre reacțiile elevilor și studenților de azi la textul baladei Miorița. Înainte de 89 se obișnuia să se predea prin comentarii literare. Se obișnuiește și acum. Asta voiam să te întreb, Adina Popescu, dacă s-a schimbat ceva în felul cum i-a abordat acest text la școală. Păi asta a fost până la urmă un pretext pentru ei, mai ales pentru profesoara de la liceu, Marilena Șerban, de la liceu greco-catolic Timotei Cipariu, de a comenta un pic cum se predau textele astea clasice. În fine, vorbim de autori canonici, aici nu e un autor neapărat, dar copiii în general resping lucrurile pe care nu le înțeleg, mai ales în mediul urban. Gândiți-vă că sunt copii care rare ori văd o turmă de oi sau legătura lui cu copiilor, cu oaia sau cu mielul este din păcate doar la masa de Paști, nu... În sfârșit, și cum te apropii de acești copii? Și profesorii au diferite metode. Acum, profesorii care sunt interesați, într-adevăr, să-i atragă pe copii să citească literatură și literatură română, în fond, încearcă alt tip de abordări. De exemplu, Marilena Șerban spunea că încerca să le povestească copiilor de clasa 8-a despre animalele năzdrăvane, pornind de la Harry Potter. Harry Potter și animalele fantastice. Și de aici au legătură între copil și animalul fantastic, oaia fiind un animal fantastic. După aceea există, nu știu, documentare legate de viața la stână sau lucruri care sunt, cum să spun, mai actuale și pe care fac pe copii să înțeleagă mai bine că nu poți să aduci contextul până la urmă, dar cel puțin să se apropie un pic de textul literar, fără să le spui, le predai din stat, alegoria moarte nuntă, în fine, și așa mai departe, cum se predea pe vremea noastră, de fapt. Până la urmă, dacă stăm să ne uităm în cinematografia de dată recentă, în filme de animație pentru copii, oaia nu este un animal foarte popular, nu? Adică în toată zona de Walt Disney și așa mai departe, nu oaia, sunt totul alte animale. De ce e de impopulare oaia? Păi nu știu, nu s-a ajuns încă la oi, dar probabil că se va ajunge, că o să epuizeze în scurt timp toate pisicile și toți hipopotamii și toți elefanții și se va ajunge și la oi, știi, asta e... Eu cred că oaia mi-e un animal foarte simpatic, așa, în general. Bine, m-am întâlnit cu ciobani de-a lungul timpului și am stat de vorbă cu ei, dar mi se pare un animal... De regulă inspiră mai degrabă placiditate decât mari conspirații pe care... N-a zice. La un moment dat am avut o întâlnire chiar și cu oaie năzdrăvane. Eram undeva, filmam pe la Sibiu și eram pe niște dealuri, făceam filmul despre Lucian Blaga și am nimerit în mijlocul unei turme și un cioban care era foarte amărât că el a părăsit nevasta când era tânăr și acum își caută alta și nu-și găsește și foarte, foarte trist să stea tot timpul singur cu oile și era o oaie drăgălașa, aș putea spune, care era foarte prietenoasă și se tot apropia de noi și spunea, uite, oaia asta e o oaie blândă, e o oaie pe care o țin pe lângă casă, adică eu cred că există niște relații, acum nu vreau să duc discuția în alte, dar de cum să spun, oile sunt sub estimate într-un fel sau alt. Stăm acum de vorbă cu Ioana Bot, profesoară de literatura română la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara! Bună seara! Traian și Dochia, Zburătorul, Meșterul Manole și Miorița sunt cele patru mituri fundamentale ale literaturii noastre în viziunea lui G. Călinescu. Cum își pun amprenta aceste narațiuni pe literatura noastră? Exact așa cum își pune amprenta George Călinescu și cu alte gesturi fondatoare ale sale, de pildă că Beninescu, scrie el în celebra Viața lui Mihai Eminescu, era un român sănătos care iubea animalic, etc. Călinescu a fost un creator de opinie, un dădător de direcție în cultura română și cumva după venirea la puterea comunismului, o parte a rezistenței, să zicem, la impunerea gândirii unice a determinat în critica literară, în școală, în doxa școlii, o repliere pe opiniile lui Călinescu, din istorie, în primul rând. În fond, povestea asta cu cele patru mituri fondatoare, eu o datorăm lui, care voia să dea literaturii române, în lipsa unor
origini sau în lipsa unei vechimi scrise de care să fim mândri, voia să-i dea niște origini eroice, impresionante, în negura veacurilor. Te poftim, patru mituri. Din care unul e foarte inventat de Gheorghe Asachi, Traian și Dochia, iar despre celelalte trei folcloriști foarte serioși s-au pronunțat în ultimul secol cu studii de renume care ne învață ce sunt ele, cum funcționează în folclor în diverse circunstanțe, că pot deveni balade, dar pot deveni pocete, dar pot deveni colinde, etc. Și de cealaltă parte rămâne construcția lui Călinescu. E o construcție culturală. Acum, nu avem cum să o demontăm. Ea a lăsat urme. Avem o literatură care dă replică, care se inspiră din Miorița, să ne gândim la Baltacul lui Sadoveanu, la Hotel Europa al lui Țepeneag, la Tânguirea de Miora lui Mircea Nedelciu, chiar dacă o fac subversiv în cazul ultimilor doi, sau în cazul lui Sadoveanu o fac foarte înțelept, demonstrând că de desubtul acestei miorițe se află un scenariu și mai vechi al culturii europene, un scenariu care se numește între specialiști, repede înainte, al mitului lui Isis și Osiris. Franța de astăzi se revendică de la un personaj, de la o persoană de legendă, devenită legendă, intrată în legendă, Ioana Darc, la Germanie, cântecul Nibelungilor. Ambele mituri, ambele povești sunt eroizante. Ne influențează în vreun fel pe noi, românii, faptul că ne revendicăm de la Miorița, care nu e deloc eroică? Nu, sincer nu cred. Eu cred că e foarte multă demagogie în povestea asta cu ne influențează. E foarte simplu să spui că un mit național creat, consacrat în secolul al XIX-lea romantic în Europa națiunilor ar fi de vină pentru temirce gesturi și destine ale noastre în contemporaneitate. Ca și în legătură cu poetul național, care e un poet național incontestabil, dar a fost făcut poet național la sfârșitul secolului al XIX-lea, cred că trebuie să le privim într-o sănătoasă perspectivă istorică. Și-au avut rolul lor, au fost foarte importante pentru romantici, Vasile Alexandria, Lecu Rousseau, nu scriu degeaba ceea ce scriu, nu publică degeaba înconjurat de elogii textul Mioriței, așa cum l-a cules probabil Rousseau și l-a cores Alexandrii, însă toate astea aparțin unor epoci trecute. Cred că, în general, trebuie să fim foarte prudenți când ne justificăm opțiunile prezente, chiar opțiunile pentru un viitor, știu eu, politic sau cum mai fi, cu chestii din trecut. Facem așa fiindcă strămoșii noștri. Sunt destul de sceptică despre așa ceva. Că e foarte important să recunoaștem, că e foarte important ca, de pildă, elevii sau studenții să înțeleagă ce consecințe a avut pentru construcția unei identități naționale românești în secolul XIX-lea descoperirea folclorului și utilizarea lui ca argument, Miorița pe primul loc, asta sigur că da. Asta e un capitol de istorie, e un capitol de istorie esențială, dar e un capitol de istorie, nu e o rețetă de reușit în viață. Ioana Bot, credeți că ar fi necesară o regândire a ideii de mit fondator? Nu, cred că la un anumit nivel al imaginarului colectiv ele vor continua să funcționeze. E treaba etnologilor și antropologilor să vadă cum și să vadă ce se modifică. Cred că e foarte important, în schimb, atunci când predăm asemenea noțiuni în școală, pentru că văd că și Adina e preocupată de această fațetă, de o formare a noilor generații în relație cu mitul național, cu mitul fondator, cred că e foarte important să-i explicăm resorturile, nu să-l dăm ca pe o realitate obiectivă și de neocolit.
Dar o mitologie comparată a Europei ne vorbește în vreun fel despre identitatea noastră europeană? Da, sigur că da. Și aici avem chiar mari specialiști precum, știu eu, Eliade, poftim, hai să ilustrăm cu un român, care au avut contribuții foarte importante în acest domeniu. Toate comunitățile de națiuni au contribuții în această mitologie comparată, dar au contacte, miturile, temele mari circulă ca printr-un uriaș sistem sanguin dintr-o comunitate în alta, sunt respuse, retălmăcite, reconstruite. Circulația lor e ceea ce ne leagă și poate că ar trebui să fim mult mai atenți la asta, la ceea ce ne leagă și nu să ne legăm de miturile astea identitare cu spaimă, insistând pe ceea ce ne desparte de alte comunități, de ceea ce nu e ca la alte comunități. Vă reamintesc de pildă că Palatul Meșterului Manole, care pentru noi e la fel de importantă ca Miorița, are un destin absolut spectaculos în toată peninsula balcanică. Cum se predă acum balada Miorița în școală, Ioana Bot? Eu cred că se predă exact așa cum se preda și înainte de 89. Nu sunt așa că 89 ar fi rupt vreo pisică. Profesorii buni de română pot să facă din asta lecții foarte interesante. După cum un profesor leneș poate să se refugieze în dreptul unui discurs de-a gata, demagogic chiar, și să fie neconvingător pentru elevi sau să le pretindă să învețe pe din afară și nu cred că e nevoie neapărat să te întâlnești cu o oaie în natur ca să înțelegi ce se întâmplă în Miorița, pentru că nu cred că e nevoie să te întâlnești cu flămânzilă, păsările lăslungilă și setilă din Harap Alb ca să înțelegi ce e cu prietenii năzdrăvani în Harap Alb. Nu cred că copiii au nevoie, copiii tineri, de un contact direct cu animalul în acest context. A, sigur că da, e bine să vadă cum arată o oaie și să nu-și închipuie că laptele vine în cutii direct în rafturile supermarketurilor, asta e o altă discuție. Cred că depinde până la urmă de talentul profesorului, de inteligența lui, de partidele pe care vrea să le câștige educativ vorbind în relație cu elevii. Ioana Bot, vă mulțumim pentru intervenție. Rămâne cu noi în studio jurnalista Adina Popescu. Vorbim despre dosarul de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche, dedicat baladei Miorița. Cum se face că nu există mai multe interpretări ale acestei balade în școală și se pune accentul doar pe fatalismul ciobanului care acceptă moartea? Păi așa cum a spus și Ioana Boci, cred că știe mult mai bine decât mine, toate lucrurile astea sunt moștenite din trecutul recent și mai puțin recent. Sunt așa zisele comentarii de Agata, care, în fine, eu am făcut și un mic research pe internet și am găsit niște lucruri care m-au speriat de-a dreptul, adică, în fine, prietenirea asta cu natura, sunt niște lucruri care la un moment dat devin sfărăitoare prin felul în care sunt formulate, inclusiv apăsarea asta pe identitate națională pe care a pomenit-o și Ioana Bot și pe, cum să spun, pe patriotismul ăsta și pe felul în care ne reprezintă Miorița și cred că e foarte greu să ne debarasăm de toate aceste clișee și într-adevăr sunt profesori care nici nu vor să le debaraseze, care probabil că așa văd lucrurile și nu văd Miorița sau alte texte canonice ca pe un pretext pentru discuție cu copiii și pentru le văd pur și simplu ca pe niște texte care sunt date și trebuie predate așa pentru ca elevul să ia examenul de capacitate și mai târziu să ia bacul, să puncteze, avem fatalismul mioritic semnalat, 2 puncte. Avem alegoria moarte nuntă, 4 puncte. Și asta mi se pare foarte păgubos în primul rând pentru copii. Asta e o discuție mult mai largă cu ce se întâmplă cu copiii și cu literatura în școlile românești. Ce se întâmplă cu textele, Asociația Națională a Profesorilor de Limba Română deja au impus, au avut la un moment dat un comunicat de presă legat de noile programe care nu sunt de fapt, nu schimbă nimic. E o zăpăceală totală legată de aceste programe și de modul în care profesorul poate să-și aleagă din biografia pe care o are la dispoziție texte care se ilustrează
creeze o anumită temă din aceste programe. În sfârșit, lucrurile probabil că nu se vor schimba decât în momentul în care va exista cineva care să facă ceva mai radical pe tema asta a literaturii predate în școli, să fie un acces al copiilor, chiar de la clasele mici, spre o literatură universală, unde de fapt sunt, așa cum spunea din nou Ioana, motivele sunt aceleași, adică nu trebuie neapărat să căutăm motive în literatura română atunci când ele nu există. Mai bine luăm niște motive mai puternice pe care le întâlnim, nu știu, Micul Prinț în Alice în Țara Minunilor, și le folosim la această materie care se numește, bine, limba și literatura română, dar e vorba de comunicare. Copilul trebuie să știe, după ce iese din școală, să comunice o idee, să exprime, să înțeleagă niște noțiuni până la urmă. Adina Popescu, pentru că ești tu însăți autoare de cărți pentru copii și pentru că îți petreci mult timp prin școală alături de copii, cum ai povesti, cum ai repovesti unui elev de gimnaziu de astăzi balada Miorița? Ce ar trebui să rețină? Care ar fi acel comentariu obligatoriu de reținut? Păi am și făcut niște experimente apropo de asta, exact. Dar nu de Miorița, de textele canonice. Am lansat împreună cu editura Atur la un moment dat un concurs, era Duelul Rimelor se numea, pentru liceeni, și i-am rugat să ia niște balade de astea, niște texte, niște poezii care de fapt le urăsc la clasă sau nu le înțeleg, și să le pună pe ritmul de hip-hop. Vreau să vă spun că a ieșit ceva minunat, să ascultați Ce-ți doresc eu, ție dulce Românie, și cu niște intervenții de ale lor, automat copiii devin creativi, pentru că pot să încadreze niște texte pe care ei nu le înțeleg în lumea lor actuală, prin muzică, prin alte tipuri de abordare până la urmă. Ce să zic despre Miorița? Ce le-a spune? Le-a spune în primul rând că bine, partea aia epică pentru ei contează, cu ciobanul și cu... Dar în fond și la urma urmei, ciobanul care devine mai otoman și are câini mai mult și în ziua de azi, nu știu dacă pe căile cele mai curate a reușit să ajungă în situația asta. Nu știu, aici e o chestie de interpretare și în funcție de ce se întâmplă. Ce se întâmplă actual, lucrurile pe care, la care se pot raporta copiii. Adina Popescu, mulțumim că ai venit cu Dilema Veche la Timpul Prezent, astăzi cu un dosar dedicat baladei Miorița. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!